De română. Ce faceți? Cum ați trecut peste acest weekend? Greu, doamnă. Totul gol, sub led. Ce faceți? Ați reușit să vă reluați viața de acolo de unde ați lăsat-o? Adică să vă întoarceți la muncă? Să... Da, am întors, da, de astăzi am întors la muncă. Da. Greu. Tot gândul și mintea tot acolo este. Ce a putut să întâmple? Ce s-a întâmplat? Nu pot să... Nu mă liniștește. La poliție nu ați mai aflat absolut nimic? Nimic, nimic? Nimeni în prezent. Nimic. Ce să zic, da, dacă nu. Într-adevăr, poliția este foarte consternată de faptul că nu se vede ieșind din scara blocului Angela Balint pe camere. Și într-adevăr, aceste lucruri ridică mari semne de întrebare, pentru că nimeni nu-și explică la ce oră a ieșit, pe unde a ieșit, astfel încât ea nu a fost văzută în acea seară. Poliția e consternată? Da. Consternați pot fi oamenii ăștia, nu poliția. Poliția trebuie să dea o explicație. Nu are, nu înțelege. Acum, poate dacă nu înțelege, pleacă acasă, vin alții care înțeleg. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre toate aceste acuzații care v-au fost aduse, poate acuzații ca mult spus, dar măcar aceste întrebări și explicații care au fost aduse vineri în emisiune de către șoferul Sorin și soția lui Mihaela. Eu cu Sorin, cu șoferul, da. Cum ea era, n-am ce discuta. Dar cu Sorin, da, că l-am consemnat o viață întreagă. Că putea, că a fost un prieten bun și l-am ajutat enorm. Bine, în sfârșit, ieșim din subiectul cu ajutatul. Și dacă a fost un prieten adevărat cu mine, putea să mă suni și spunea, băi, soția ta, să mă scuzați de expresie, a nebunit, a luat o raznă sau vino acasă, că se întâmplă ceva. Și eu eram acasă, în 2 ore jumate eram acasă. Dar n-a făcut. De ce? Nu cunosc. Cu toate astea, la detectorul de minciuni au ieșit nevinovați în această chestiune legată de dispariția și moartea Angelei Balint. Așa am înțeles, doamnă, dar atâta, eu atâta l-am învinuit și învinuit că putea să mă anunțe, poate ea era printre noi acum. Vreau să vedem ce au declarat șoferul și soția lui, Sorin și Mihaela, vineri după terminarea emisiunii, pentru că au mai avut niște întrebări să vă pună și n-au mai apucat în direct. Haideți să-i ascultăm și revenim la dumneavoastră imediat. Întrebare pentru domnul Andrei Balint. Ce a discutat în cele 2 minute cu soția lui, în urma... cu acele discuții, doamna nu i-a mai trebuit nimic, nici acte, nici pașaport, nici telefon, nici proteză. A încuiat ușa și pur și simplu a lăsat tot și a plecat. Nu cumva în acea conversație de 2 minute a fost o amenințare pentru ea? I-a și închis telefonul. Credeți că ar fi existat atunci o ceartă între ei? Nu, eu am pus întrebarea, nu cumva el a amenințat-o? Dar care ar fi fost motivul pentru care ar fi amenințat-o? Că știa de bani. Credeți că ar fi aflat de bani, că lipsesc? Ba da. Știa de bani. El poate i-a dat un ultimatum. Și încă o chestie. Domnul Remus a specificat acolo în interviu, în primele emisiuni, că... Nu Remus, Valentin, scuze. Ce am însemnat noi pentru mama noastră? I-o fi fost teamă, frică, și el a zis să-i fi fost teamă de ce? Teama asta. Și frica, da, vin din ce? Din certuri, din violențe, da? Deci acolo sigur exista în casă ceva. Dacă i-au lăsat tot și-o plecat. Da, aia e întrebarea. Cum? Băiatul Valentin, care lucrează cu domnul, cu tatălui, știe foarte multe. Pentru că, și vă spun de ce, din gestică, că permanent în emisiuni, când vrea băiatul să îi se punea o întrebare sau vrea să spună ceva, taci. Gestul cu degetul, adică dacă nu ești cu minte, fii atent că te pun la colț. Problema cu locurile de muncă, când m-a întrebat că ei știau problema în casă, că ea vrea să se ducă să lucreze. Ai, Sorin, și să-mi găsești un loc de muncă, că eu mă duc vrea să muncesc. Și el a zis, cum să te duci la muncă tu că ai 60 de ani? Cine te mai ia pe tine la muncă dincolo? Era o femeie gospodină, era familistă convinsă. Nora Simona spune că a auzit o conversație dintre dumneavoastră și Angela, în august. Da, în august, da. I-ați spus că o acceptați, o duceți la muncă, la Căpșuni. E adevărat? Nu, stați 2 secunde. Atunci era bună de muncă. Numai 2 secunde, că nu e chiar așa. La Căpșuni, în Belgia,
ea mai în vârstă, nu ți impune peste tot. Aici era până în 45. Chiar și după aflarea testului poligraf, familia Balint în continuare era revoltată pe voi. Era revoltată, ei cred că acest test poligraf este așa, foaie verde, nu știu ce. Cum credeți că ar fi reacționat în ziua în care v-ar fi văzut la capelă? Exact ca și astăzi, exact. Poate și mai rău. Poate. Astăzi eram la distanță, n-ați văzut, erau ca lei. Erau ca melușei până acum cu capul jos, mai ales atitudinea domnului Andrei Balint. Stătea cu capul jos, gârbovit, acolo eu îl înțeleg. Știu suferința. O să mergeți la mormântul Angelei? Sigur că da. Fără să știe nimeni, eu nu mă duc să mă laud sau să o pun pe Facebook. Noi ne ducem să ne facem datoria de creștini. Este aproape de noi. Noi ne-am fi dus acum și noi. Da, am fi fost acum lângă familie, dar s-au șterpelit cu numele nostru și cum să te duci? Cum să te duci ca să te încolțească? Credeți că mai este loc de bună ziua între dumneavoastră și familia? Nici într-un caz. Se termină toată chestia asta. V-ați simțit jigniți de familia Balint? Cu problema asta, da. Vi s-a plâns atunci că vrea să se omoare? Da, da. Dumneavoastră de ce nu i-ați spus soțului? Eu nu i-am spus soțului, fiindcă ea... Deci asta a fost cuvântul cheie. O zis așa. Deci când am lăsat-o cu mașina, că trebuia să o duc înapoi, ai terminat? Nu, mai am 15, 20, 25 de minute și eu, ai rezolvat treaba aia? Și am zis, da, am rezolvat. Și am zis, Doamne, ajută, bine că s-a rezolvat. Dacă v-ar fi zis că nu s-a rezolvat, i-ați fi spus probabil. Nu i-a spus doamna Maria, care îi spusese acele mesaje, am cancer, am asta. Trebuia să sune în secunde a doi, măi, Andrei, uite ce spune nevastă ta, are cancer. Domnul Balint, uita să spun ceva în seara asta. Spuneți. Da? Ce anume? Am trimis aseară soțului meu mesaj. N-am vrut să zic. După emisiune. Ce a trimis? Ce mesaj? Scrie un mesaj felul următor. Că el urmărește emisiunea în timpul ăla. Și da. Eu mi-am cerut scuze. Între voi o relație de prietenie n-ar mai fi. Niciodată. Deși. Nici odată. Angajăm avocat pentru domnul Andrei să îi, dacă știe că este nevinovat și nu a avut ce altă casă, ultimele două. Să vină și el și să facă testul la detector, să facă testul poligraf. Noi o să trimitem 5 întrebări și rugăm redacția să le trimită și să îi le pună. Dacă este adevărat, înseamnă că nu are nimic de ascuns, da? La noi s-a văzut pentru pe ei adevărul nostru. I-a durut. I-a lăsat fără cuvinte. Credeți că s-a sinucis sau că a fost omorâtă? Eu n-am văzut-o. Unde era și cum arăta și cum asta, să-mi pot să-mi dau o părere. Dar nu cred că această femeie era un caracter puternic. Nu cred că făcea așa. La cererea celor doi soți, reporterul Acces Direct le-a arătat o poză cu trupul Angelei chiar din momentul în care a fost găsit. Ce e aici? Masca, căciula. Asta era căciula ei și aici ce era? Cercei ei, masca. Era cu fața încoace, lateral. Ce crezi că s-a întâmplat? Dar un om cum să stea așa când își face capătul? Știu că i-au vorbit cu ea. Cum să stea așa, spuneți dumneavoastră acum? Și atunci ce crezi? Ca și cum... Nu, asta e pusă aici. O fost pusă, asta cred că a fost pusă. 100% e pusă. O fi turită cineva sau o fi dusă cineva, deci credeți-mă. Deci eu n-am văzut până acum. Nu se poate. Dar unde a stat ea adăpostită? Unde a stat ea? Cine a ținut-o pe ea? Nu credeți că ar fi fost acolo de pe... din ziua în care a dispărut? Nu. Pentru că acolo se circulă, spuneți. Trece trenul cu cărbune de mai multe ori pe zi și ăsta, mecanicul de locomotivă o vedea. Acesta este interviul pe care l-au dat cei doi soți imediat după terminarea emisiunii de vineri. Ei exclud, ați văzut 100% ideea că Angela Balint și-ar fi pus capăt zilelor după ce au văzut și poza, poziția în care ea a fost găsită acolo sub pod. Nici eu nu cred treaba asta, doamnă, că era prea evlavioasă. Nu, eu nu cred că și-a pus capăt zilelor. Dar acum eu nu pot să-mi dau seama ce s-a petrecut. Iar cu alea două minute ce spune doamna mea, Ela, că am spus că în sfârșit, alea au fost, ea m-a sunat de pe numărul de abonament pe mine, dar telefonic, nu video, telefonic. Și mi-a zis că ce frumos o să fie
Sâmbătă pe 16, când copilul Remus, băietul meu cel mai mare, împlinea o vârstă, în sfârșit. Și am discutat cu ea și ea a zis mie că merge la munte, la Straja, cam așa ceva, merge la se... și a zis, bă, dar ce trebuie ții la anul ăsta muncă? Nu ai destul, nu avem destul să trăim, nu avem cu ce trăi. Asta vor. Și ea, ultimul cuvânt al meu când a spus așa, ce frumos o să petre, și aici s-a întrerupt totul. Eu nu știu, petrece, nu mai leg cuvintele, adică așa leg eu cuvintele. Deci, de atunci n-am mai vorbit cu ea. Nu este adevărată varianta, adică nu e plauzibilă varianta Mihaele, cum că dumneavoastră știați de bani, că aceștia au dispărut. Și că nu, ați doamna, dat un ultimatum nu, sau că ați amenințat-o pe nu, soție. Nu, că dacă nu face rost de ei... Nu știu ce se poate întâmpla și probabil femeia din disperare nu, și-o fi doamne. Scapă zi. Eu în viața mea niciodată n-am amenințat soția, nici n-am atins-o niciodată în viața mea. Asta vă spun, mă jur pe ce credeți dumneavoastră. Eu nu sunt om de așa natură și n-am știut de bani. Dar totuși Mihaela, care vă este prieten apropiat, spune că dumneavoastră și când vrea băiatul cel mic să zică ceva, îi închideți gura. Cumva toată familia vă cam știe, doamnă, de frică. Nu e adevărat, doamna Mirela. Și că și soția ar fi fost frică de dumneavoastră. E capabil, are 36 de ani și e capabil să vorbească. Doamna Mirela, pot să intervin? Te rog, Valentin, te ascult. Nu, e adevărat. Deci, bine, acum vorbește aiurea, că mie nu-mi place să știți. Și nu-mi place. Eu, oricum, sunt foarte dărâmat și îmi zic cât am învățat după vestea care am găsit-o pe mama. Eu sunt o fire mai timidă decât lumea, nu neapărat timidă. Mă închid în mine, pot să spun. Așa și... Chestia ce zice doamna Mihaela cu tatăl meu că no. Activitate nu. Asta vă pot o garanta că nu. Și bineînțeles, cum au zis dânsa cu detectorul de mică, nu numai tatăl meu, și eu venim și toată lumea venim. Dar venim toată familia, dacă e chiar. Să-i demonstrez ei că nu e adevărat. Pentru că ea nu știe ce înseamnă o familie că e gata, doamnă. Nu știe. Vă spun eu. E de păcat că e educatoare. Eu n-aș da copilul să o educe ea. No, acum să nu ducem după gândirea plană, care o face. Să nu ducem serios, în plană. Nu am nimic cu nimeni. Nu vreau să jignez, dar asta da, e. Nu, așa de, nu. Una e una așa și alta e alta, știți? Nu trebuie să amestecați lucrurile. Da. Nu, pe mine nu, mă miră nu, faptul nu, că nu, niște nu, prieteni nu, de familie nu. Vă acuză pe dumneavoastră că știați de probleme, că v-ați fi amenințat nevasta și că toată lumea vă știe de frică. Eu niciodată în viața mea n-am făcut treaba. Doamna Mirela, acum bun. Doamna Mihaela. Nu știu, nu-mi place să jignești și nu, doamne iartă-mă, ar trebui să stea liniștită acolo. Da, domnul Sorin Gerbes, aș fi mai multe că el a fost în casă, sta cu tatăl meu, cu maică. Ea nu cunoaște casa, vă spun eu. Să zic, nu știu dacă o bătut de două ori casa. Haideți să fim realiști și poate intre direct și confirm lucrul ăsta. Că de două ori dacă o bătut casa, nu știu de unde știți însă toate problemele, toate. Da, domnul Sorin, da, într-adevăr a fost, adică n-am ce să comentez. Dar doamna Mihaela, am chiar înțeles. Dacă m-a auzit, cu toate Mihaela, astea, niciunul nici celălalt nu sunt deloc convinși de varianta că Angela Balint ar fi pus capăt zilelor. Toată lumea exclude această posibilitate. Ei păi spun și eu spun treaba asta, nu-mi vine să crezi.